да добавя, че за всички тези дейности по почистване и... Are deja tradiția, lucrează în 2015.
Și acesta este al treilea an. O să plecăm din fața de la Colțea, din parcul Colțea. De la ora 15 ne întâlnim acolo și mergem pe jos în marș spre guvern. Sâmbătă pe 14 octombrie. Sâmbătă pe 14 octombrie. Câți oameni au venit în anii trecuți? Anul trecut au fost 1000 de oameni, acum sperăm că o să fie mai mulți. Aveți... Să zic că asta înseamnă un oraș inteligent, am aflat și noi, abia aștept să trăim într-un oraș și mai inteligent. Până una alta, Alina Mila din Brașov a câștigat concursul de astăzi, într-adevăr. Ce domnește printre noi.